Și nu înțelegeam, când a început nebunia, toată lumea, vai, mulțumim doctorilor, mulțumim, ei sunt în primele rânduri, ei sunt extraordinari, ei sunt luptători. Și eu nu simțeam nimic. Nu simțeam să mulțumesc pe cineva, să... Că uite ce ne se întâmplă. Da? Concret pe cineva. Așa, în univers, așa mulțumiri tot trimiteam, dar să zic că... Și nu înțelegeam de ce. Și acum îmi dau seama. Normal că doctorii sunt în primele rânduri. Dacă și-au proiectat, îți dai seama câte... Deci, cum merge mintea doctorului, da? Câte... După soarmea mă uit, da? Câte boli am învățat. Și toate bolile astea trebuie aruncate cumva în spațiu, da? Ca să le lecuiești. Că altfel, dacă nu ai bolnavi, nu primești salariu. Deci, fiecare job pe care de-aia joburile, I don't know, maybe after. Da? Deci, doctorii și-au proiectat lumea care se întâmplă acum. Nu zic că e vina lor, ei au făcut-o. Dar încolo i-a dus mintea, nevrând. Și nu e vina nimănui, culme. Vezi ce face mintea, ce fac energiile, ce gândurile bune. Hai să îți visezi visele, să ai, nu? Fiecare că era la stat, după aia, hai fiecare separat să avem, să facă bani să, și să le meargă bine. Adică cum să faci bani ca doctor, nu? Ca să-ți moară lumea în jur și tu să înflorești. Că altfel nu văd cum. Un minut și 2 minute. Ok, mai vorbim.